Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Europa FM, 9 și 25 de minute. Să știți că aici aveam alt subiect, dar nu pot să-l deturnez deloc pe Luca. E fiert pe parcări. Da, mă, continuă revoluția parcărilor. Ai cuvânt, uite, ai microfonul, ești... Simte-te bine, ia să vedem. Revoluția de catifea. Așa, ce a parcărilor zici, ce din București continuă. Noi așteptăm, noi bucureștenii, prieteni, așteptăm de ani de zile să se rezolve odată, cumva, să vină o minte luminată care să facă ordine, să aibă o idee. Păi și cumva nu a întâlnită, să rezolve cumva cu parcarea, că noi nu prea avem unde să ne parcăm mașinile. Cumva s-a rezolvat, să știi, că Bucureștiul ușor, ușor tinde o nuanță așa albăstruie. Da. În sensul în care s-au tras linii în zonele centrale și așa. Și unde n-am văzut deloc? Prin primăverizone. De astea n-am văzut. Aia de acolo n-au... N-au nici eu n-am remarcat, dacă n-am mai trecut. În zonele aia, mai cu căsuțe, cu așa, da, nu există niciun panou de la cu acolo... taxa de parcare. E... Dar zici ce voi să zici? Nu vrea nimeni să parcheze cetățenii da. Acolo. Zici ce voi să zici că te-am întrebat. Liniile albastre s-au trasat și mergem la nivel de zvon acum, știi? Băi, exact cum era pe vremea Ceaușescu, știi, când apăreau tot felul de zvonuri, așa și cu astea. Dom'le, să vedeți că o să fie un sistem de parchezi, ai abonament, adică sunt niște informații așa care circulă, dar nu se întâmplă practic nimic concret. Până una alta, în sectorul 3, au găsit o altă variantă. Domnule Goiță. Da, îi mai îngrămădesc un pic. Știi cum era... Era știrea aia de mult de la Bâlciu din Pitești, cu aia, cât sunteți într-o căruță? Nu, mergem cât mai înghemuiți. Așa și cu astea, mașinile cât mai înghemuite. Ce se întâmplă? Oamenii retrasează locurile de parcare în sectorul 3 ADP-ul de acolo și le-au restrâns de la 2 metri jumate, cât aveau inițial lățime, așa, la 2 metri 20. Destul de mult, sunt 30 de centimetri. Și în felul ăsta, dacă le pui cap la cap, cam la 8 locuri mai câștigi unul, cam așa ar fi socoteala, știi? Problema e că i-a luat capul pe oameni care spun așa, uite, dom'le, trebuie să intrăm în dungă. Vecinul de lângă noi ne-a reproșat că am lovit-o când deschidem ușa. I-am zis că n-a fost cu intenție. Altul spune, dom'le, ne înghesuim să intrăm în mașină. Ne certăm între noi vecinii, ne blocăm, că nu mai putem să ieșim din mașini. Am zgâriat-o, am lovit-o, am atins-o și pe a mea și pe a vecinului, fără să vrem le-am zgâriat. Dar nu se poate. Unul zice, domne, primăria susține că un loc de parcare are 2,20 m. Al meu are 2,13 m. Îți dai seama, un vecin corect, cu ruleta, a venit, a măsurat 2,13. Ce, nu pot să mai urc în mașină și nu înțeleg de ce nu se respectă dimensiunile alea standard care au fost inițial de 2 metri și jumătate, spunea cineva. Băi, și adevărul e că la mine la bloc, de exemplu, de fapt, sectorul 2. Pe stradă, în sectorul 2, s-au trasat linii albastre. Suntem în expectativă, toți nu știm ce o să se întâmple cu ele. Auzi, la tine, nu... Sunt trasate de mai bine de jumătate de an. În fața blocului nu trăseseră, cred că cu vreun an de zile, nu refăcuseră zona de parcări? Păi ba da, asta. Au refăcut-o, după care au venit și au trasat cu albastru acum vreo jumătate de an. A, okay. Și nu s-a mai întâmplat nimic. Adică eu n-am loc de parcare, eu parchez pe unde apuc acolo. Dar sunt câteva locuri, vreo 5-6, pe care mașina mea nu încape. Nu încape o limuzină, încape doar mașină mică, monovolum. Ți-ai luat mașină mare, vezi? Dar nu e cea mai mare. Bine. Limuzină standard. Și la tine nu e problema, de fapt, cu mașina. De ce nu recunoști lucrul ăsta? Că e mașina mai lungă sau mai lată. Ci că nu poți să cobori din ea dacă le trasează în felul ăsta. Păi asta e la astea, la mine alea sunt paralele cu trotuarul, n-am probleme cu cobor. Asta pățesc pe la... Sunt unele supermarketuri unde au descoperit asta cu înghesuiala mai dinaintea primăriei sectorului 3. Și știi că sarea de... Dacă vrei să te dai... Eu dacă beau două pahare de apă minerală, nu mai cobor de mașină. Deci la apă minerală e problema. Un pic dacă mă balonez. Sunt gata. Deci problema e de la apă minerală, nu de la... Ok. Apropo de locurile de parcare din sectorul 3, a căror lățime se reduce acum la retrasare de la 2 metri și jumătate la 2 metri 20, Cosmin spune, mașina mea are fix 2 metri. Practic, trebuie să ies prin portbagaj. Da, asta este ideea. În altă ordine de idei, o veste bună e că or să ridice în sfârșit mașinile parcate razna pe trotuare. La mine în zonă este plin de mașini parcate pe trotuar. Unele sunt parcate pe... E un trotuar foarte lat acolo și nu deranjează pe absolut nimeni. Cred că e și reglementată oarecum parcarea acolo. Bă, dar sunt alții care parchează în niștire pe trotuar și nu se mai poate merge pe trotuar în pieton, momentul în care ești pieton. E, acum s-a dat în sfârșit o lege
ca poliția rutieră să poată ridica mașinile parcate pe trotuare. Că până acum nu aveau lege pentru a... Deci nu puteau să se atingă de ele. Parcai mașina pe trotuare, era piua. Știi cum era aia când la jocuri... Eu n-aș știu de chestia asta, ca și voi profita de ea, dar... Dar hai să-ți mai spun o chestie pe care eu nu am aflat-o recent. Poate lumea o știe, dar sigur mulți dintre voi nu o știți. Știi că dacă tu chem poliția locală, că e o mașină parcată aiurea, da? Poliția locală nu poate să-l amendeze pe acel șofer decât dacă îl găsește la fața locului. Altfel poate doar să-i scrie un avertisment. Știi că mergi câteodată pe bulevard și vezi... Asta e poliția locală, dar poliția rutieră poate. Păi da. Numai că poliția rutieră era rar avis. Da? Nu prea... De obicei la locală se sună. Dom'le, unul parca pe locul meu, în cazul ăstora care au locuri de parcare plătite. Sau parchează și stânjenește traficul. Vine poliția locală, mi-a povestit fratele meu. Zice, bă, m-am întâlnit cu doi polițiști de la locală. Ăsta e de ăsta, intră în vorbă cu autoritățile. Haitist. Face sesizări. Așa, da. Haitist. Și i-au întrebat, zic, dar de ce îi dați avertisment și nu-l amendați? Era unul parcat razna. Și au zis, păi nu putem să-l amendăm. Păi cum adică nu puteți să-l amendați? Conform legii, nu poți să-l amendezi decât dacă îl găsești la mașină. Altfel... Cu alte cuvinte, dacă tu te întorci spre mașină și vezi doi poliții, te sui în 86 și tu ești cu troleibuzul acasă. Oprești și întreb, nu vă spărați, de ce stați aici? Deci așa e legea. Și i-a întrebat pe ăștia, dar nu ești tu? Nu, domnule, zice, noi trebuie să sunăm poliția rutieră și numai poliția rutieră îi poate amenda. Zice, dar poliția rutieră nu prea vine când o chemăm. Înțelegi? Nu vine nici când îi cheamă locala, dar păi când cheamă civil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.